am găsit un sâmbure de, cred că, prună. Adela, cine a mâncat prune aici înainte să intrăm în direct? La tine acasă. Hmm? Cu mine vorbești? Adică pe măsuța asta aici, unde stau știrile importante, tu mănânci și prune, nu, Adela? Eu? În plus să-ți dai și telefonul pe nici silent. Nici prune nici sâmbure n-a lăsat. Îmi țin pofta în frâu, pentru că am o misiune foarte importantă, să vă prezint știrile zilei. Încep prin a vă anunța că sunt în discuții noi reguli pentru bucureștenii care vor să se testeze la domiciliu. Începând de ieri, persoanele care locuiesc în capitală și care au simptome de COVID-19 se pot programa pentru testare online pe dspb.ro sau la numărul de call center al DSP 021-9462. Rămâne în vigoare și varianta apelului la 112. Cele două noi variante de programare au fost introduse după ce numărul persoanelor care vor să fie testate COVID-19 a crescut foarte mult în ultimele săptămâni, iar serviciul de ambulanță nu mai face față. Am și o veste bună, rata de incidență a cazurilor de COVID-19 continuă să scadă în București. A ajuns ieri la 13,35 la 1000 de locuitori. Este a 11-a zi în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade în capitală. Cea mai mare valoare fiind atinsă pe 22 octombrie, 16,54 la 1000. Chiar dacă rata de incidență este în scădere, părinții sunt nemulțumiți că de luni reîncep școlile. Pe această temă stăm de vorbă cu Iulian Cristache, președintele Federației Asociației de Părinți din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Ministrul a anunțat începerea școlilor luni pe 8 noiembrie, rămânând ca vineri să se stabilească exact modul în care vor începe școlile. Dumneavoastră, cum comentați această decizie? Păi nu este decât o declarație. În momentul ăsta nu este o decizie, pentru că era clar că nu puteam să mai continuăm aceste două săptămâni de vacanță forțată și că trebuia începută școala sub o formă sau alta, fie față în față, fie online. Asta nu este o știre, este pur și simplu o stare de fapt. Rămâne de văzut ce va hotărâ vineri, pentru că, sincer, ne-am săturat și noi de schimbarea schimbării cu o declarație cel puțin săptămânal prin care să aflăm alte schimbări. Este ilogic din punctul meu de vedere. Referitor la ce a spus dumneavoastră, bun, haideți să facem o analiză simplă din punctul meu de vedere. Inițial a spus că școlile sunt cele mai sigure și că nu e nevoie să le închidem, indiferent de rata incidenței la nivel local. Acum constatăm că după două săptămâni, într-adevăr, de la 20, cred că ați avut în București la un moment dat 19-20 la mie, a coborât undeva la 13 la mie. Atunci școlile sunt sigure sau nu? Contribuie la creșterea ratelor incidențelor? Pe baza acestei demonstrații, eu cred că o demonstrație foarte simplă, nu trebuie să fii savant ca să înțelegi acest lucru. Este clar că, având în vedere că se dorește să ajungem la o rată a incidenței care să nu mai pună în genunchi sistemul sanitar, cred că putem continua în online, acolo unde, într-adevăr, ratele incidențelor sunt foarte mari. Acolo unde ratele incidențelor sunt sub 6 la mie, și spun sub 6 la mie, deși nu avem încă o fundamentare pe această cifră care să certifice că sub 6 la mie sunt lucrurile în regulă, atunci decizia să rămână la nivelul consiliilor de administrație prin consultarea părinților, profesorilor și decizia finală aparținând conducerii unității de învățământ prin consiliul de administrație. Domnule Cristache, cum comentați faptul că se scurtează vacanța de iarnă pentru a se recupera cursurile? Păi nu avem ce să facem, pentru că nu avem când să le mai recuperăm. Dacă a intervenit intempestiv această vacanță forțată, de undeva trebuie să taie astfel încât să putem să nu modificăm structura anului școlar, pentru că a fost iar o altă greșeală. Deci s-a făcut vacanța forțată fără să apară un ordin de ministru care să modifice structura anului școlar. Va fi urât, din punctul meu de vedere, să începi imediat în a treia zi după sărbătorile de Crăciun și anul nou să începi școala, dar asta e, trebuie să înțelegem și trebuie să găsim o soluție de comun acord, numai că în ultimul timp, din păcate, domnul ministru nu mai înțelege rolul dialogului social și deciziile sunt doar la nivel personal. Știu că nu ați fost de acord cu această vacanță și întrebarea noastră este dacă considerați în continuare că vacanța n-a avut niciun efect, adică nu a ajutat la scăderea incidenței, la pregătirea claselor. Aici sunt două lucruri care se bat un pic cap în cap și cred că la experți trebuie să apelăm. Deși vacanța nu reduce mobilitatea și teoretic ar fi trebuit să crească rata incidenței, observăm totuși că după aceste două săptămâni de vacanță forțată avem o rată scăzută. Deci trebuie să vedem care este motivul de a scăzut. Școala sau alt motiv care a dus probabil la această campanie de vaccinare intensă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că noi am solicitat totuși sprijinul unor experți. Adică nu vorbim doar așa de dragul de a ne afla și de a ne face campanie la televizor,
ci vorbim în urma unor discuții pe care le avem și noi cu experții. De exemplu, domnul Jurma ne-a spus foarte clar că din punctul domniei sale, și este un studiu făcut, nu este doar un studiu la nivel personal, spunea că peste 3 la 1000 sistemul sanitar este îngenunchiat și că din punctul său de vedere, peste 3 la 1000 ar trebui să intrăm obligatoriu în școală online, fără să mai stăm la decizia Consiliilor de Administrație, pentru că ATI-urile nu mai pot prelua cazurile. Deci noi nu putem să rupem școala de contextul social, având în vedere aceste discuții. Clar că acești copii, exact cum am mai spus și la asta la emisiune, nu sunt teleportați la școală, circulă prin comunitate. Și pentru a nu mai fi în pericol să sun la 112, copii fiind infectați, fiind la școală, și să ți se răspundă că nu are salvare pentru următoarele 48-72 de ore și că nu poate să te ducă la ATI, eu cred că este foarte important să luăm în calcul sănătatea copiilor noștri și, pe urmă, să găsim metode de recuperare a materiei. Revenind un pic la sistemul de învățământ și la programă, am înțeles de la ministru, de la domnul ministru al Educației, că există modificări în ceea ce privește numărul tezelor. Cum credeți că influențează acest lucru sistemul de învățământ? Aici tot la profesor am evaluat și mi-a zis că din punctul dumnealor de vedere și e un procent major dintre profesorii pe care i-am consultat, sigur că nu avem cum să consultăm noi 200.000 de profesori, dar câteva sute am consultat, ne-a spus că nu-și mai au rostul tezele în actualul context pentru că teza are rolul de evaluare sumativă. Evaluare sumativă înseamnă să evoluezi nivelul de competențe specifice ale unui elev, începând cu prima zi de predare din semestrul 1 cu ultima zi de predare înainte de teze. Având în vedere că acest semestru 1 a avut deja un număr de 14 săptămâni sau are un număr de 14 săptămâni, luați în calcul 2 săptămâni în care copiii trebuia să reintre în școală după vacanța de vară, luați în calcul regulamentul de ordine și de funcționare la nivelul unităților de învățământ care spun că tezele se dau cu 3 săptămâni înainte, deci mai rămâne ca un elev să fie evaluat după 5-6 săptămâni, ceea ce nu mai are relevanță din acest punct de vedere. Sigur că suntem și noi conștienți că teza ar trebui să aibă o relevanță majoră prin care să elevul să-și verifice nivelul de competențe. Dar dacă nu s-a predat, stimate domn, ce evaluare să faci? Să faci o evaluare la ce nu s-a predat? Cam despre asta este vorba. Mulțumim frumos, Iulian Cristache, președinte al Federației Asociația de Părinți din România.